Ora 11, știrile dimineții continuă, explozie puternică în această dimineață chiar lângă granița României, după ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odessa. Rachete și drone au lovit porturile Reni și Izmail, situate pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Potrivit corespondenților militari, au fost atacate rezervoare cu petrol, depozite cu arme și echipamente NATO. În plus, un depozit cu cereale a fost distrus și 4 angajați au fost răniți. Uite-o, mă! Uite drona! Bă, vezi că aici o detonează! Ia uite-o cum coade! De e pe port, bă, băiatule! Jos! Războiul a ajuns la gurile Dunării, la doar 200 de metri de granița României cu Ucraina. La primele ore ale dimineții, rușii au bombardat din nou cu drone regiunea Odessa, iar țintele au fost de data aceasta porturile Izmail și Reni, ultimul fiind situat la doar 10 km de portul Galați. Unde e? Ia uite, bă, exact! Mă! Haide! Au fost vizate rezervoare de petrol, depozite cu arme și echipamente NATO, fiind distrus inclusiv un depozit de cereale, care aparține unui comerciant din Republica Moldova. Aproape toată Ucraina ar fi blocată dacă nu ar mai exista ruta Izmail Reni. Specialiștii din agricultură spun că se așteaptă la tensiuni și mai mari în următoarele zile. În acest moment, dacă se taie ruta Reni-Izmail, Ucraina este, să spunem, cam 70% blocată, adică toate mărfurile care ar trebui să fie exportate sunt blocate pe teritoriul ucrainean și dacă le luăm la rând, pentru că sunt bune cifre în acest moment, Ucraina are un nivel de 13 milioane de tone de grâu de export, vor avea un nivel de 20 de milioane de tone de grâu de export. Este extrem de grav că se întâmplă exact lângă frontiera noastră. Ucraina are probleme mari, mari de tot și în acest context ne așteptăm la tensiuni extrem de mari în ceea ce privește nivelul prețurilor pe piața cerealelor. Acesta a fost al 6-lea atac lansat de ruși în ultimele zile asupra regiunii Odessa. Moscova se răzbună astfel pe Ucraina, dar și pe Occident, după ce s-a retras din acordul privind exportul de cereale ucrainene și a amenințat că va considera drept ținte navele civile din Marea Neagră. Dezbatem subiectul în continuare cu domnul Cristian Barbu, general în rezervă. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția la noi în jurnal. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cum priviți acest incident, domnule Barbu? Este cumva un răspuns la atacul cu drone asupra Moscovei? Nu. Îl văd mult mai mult. Este cu totul de altă amploare. De 5 zile încoa, cred că am intrat într-o altă fază a războiului, și anume în faza în care Rusia încearcă să izoleze complet Ucraina de orice posibilitate de a beneficia de apa Mării Negre sau de Dunăre. Este o situație cu totul și cu totul deosebită și ați văzut că nu se dau înapoi rușii să lovească Ucraina chiar la câteva sute de metri de granița NATO. Înseamnă că planul lor este unul peste ideea de a izola Ucraina cu privire la transportul de cereale sau de mărfuri, ci pur și simplu să izoleze Ucraina de restul lumii pe această cale maritimă sau fluvială. Este o situație care va pune sub o mare presiune Ucraina în acest moment și nu numai, chiar și pe noi ca țară riverană la Dunăre și riverană la Marea Neagră, pentru că va trebui să avem, începând probabil că de azi de dimineață, o atenție sporită cu privire la apărarea teritoriului nostru. Va fi o situație în desfășurare. Și cred că nu numai noi, ci și aliații noștri vor avea suficiente mijloace prin care să putem să anihilăm orice tentativă sau, dacă nu, orice scăpare din punct de vedere militar care ar putea să afecteze teritoriul României. Dar până acolo discutăm despre această situație în care Ucraina este pur și simplu atacată, indiferent dacă este vorba despre grâne, materiale sau orice altceva ar putea să aibă în aceste porturi, este atacată pe toate direcțiile, plus ideea că orice navă care s-ar putea apropia de Ucraina ar putea fi controlată sau atacată. Cu alte cuvinte, a început deja această blocadă împotriva Ucrainei.
E clar, pe mare și pe Dunăre. E clar că Putin vrea să blocheze exportul de cereale al Ucrainei, dar mă întreb, nu cumva își pregătește terenul pentru întâlnirea cu Erdoğan? Da, este posibil și acest lucru. Deși, încă o dată, trebuie să vedem faptul că Erdoğan nu a lăsat să treacă prin strâmtorile Bosfor și Dardanele arme și muniții, deși FSB-ul tocmai a găsit astăzi o explicație că ceva urme de explozibil s-ar fi găsit într-o navă care ar fi trebuit să transporte de fapt cereale și a ajuns undeva în Izmail. Ideea este că prin această blocadă, nu numai cerealele, nu numai materiile prime sau eu știu tot ce înseamnă alimente va fi restricționat ca transport, ci ei se așteaptă ca și o serie de materiale militare să fie greu de adus pe aceste căi. Ceea ce înseamnă că, de fapt și de drept, se va ținti de aici încolo Dunărea și nu neapărat Marea Neagră, pe unde, într-adevăr, cred că Turcia și-a făcut destul de bine treaba, nu a lăsat să treacă prin aceste strâmtori materiale militare. Ideea este că deja suntem noi acolo, pe Dunăre, suntem la graniță și ați văzut că nu s-au sfiit sub nicio formă ca la câteva sute de metri de noi să trimită acele drone și poate că și alte elemente explozive. Cu alte cuvinte, și pentru noi este o provocare, cum spuneam, dar până să o luăm noi ca o provocare, trebuie să o luăm ca o stare, de fapt și de drept, extrem de tensionată și va trebui să luăm măsuri și cu privire la circulația pe brațul Chilia din acest moment. Ar trebui să ne îngrijorăm, domnule Barbu? Sigur, incontestabil. Pentru că chiar și nevrând, dintr-o eroare tehnică, să spunem, ar putea ca o astfel de dronă sau o astfel de rachetă să depășească limita celor, eu știu, 200-500 de metri și să intre pe teritoriul nostru. Și sigur că trebuie să fim în acel moment suficient de atenți încât să distrugem acel element periculos pentru noi. O dronă nu e chiar o jucărie sau o rachetă. Deci suntem cu totul și cu totul într-o altă paradigmă a războiului vis-a-vis de poziția noastră în acest context regional geopolitic. Am putea vedea și un răspuns din partea NATO? Este și un răspuns din partea NATO. Sigur că este un răspuns așa cum este NATO, de apărare, deci de poziționare într-o stare de apărare, dar cred că există și o posibilitate de a transmite un mesaj clar, dacă vreți, politico-militar Moscovei, în sensul că lucrurile n-ar trebui să continue în acest sens, așa cum a fost în această dimineață. Mulțumesc tare mult, domnule Barbu, pentru prezența în jurnal și pentru disponibilitatea. Mulțumesc.